Înființarea unui comitet de urgență cu toți factorii de decizie la nivel local și județean, cu toți parlamentarii demhedinți care să doarmă în fața cabinetelor de ministru până când oamenii își primesc măcar banii cuveniți. Senatorul Marius Bălu, imediat după închiderea termocentralei, a informat conducerea liberală cu privire la ce nenorocire s-a produs în Drobeta, Turnul Severin. Marius Bălu în continuare trage un semnal de alarmă și face un apel către severineni să se trezească și să salveze ce se mai poate salva din mâinile lui Gherghe. Iată că aici am ajuns datorită amatorismului, a incompetenței, a ipocriziei, a delăsării celor din conducerea locală și județeană. Numai departe de luni, domnul primar a ieșit în conferință de presă și a asigurat, a dat garanții severinilor că activitatea la termocentrală nu se va întrerupe. Am lucrat la termocentrală și la RAN circa 11 ani de zile, din cei 25 de funcționare neîntreruptă și o parte din sufletul meu este acolo și știu foarte bine când vă spun că este nevoie de foarte mulți bani pentru repornirea unui cazan și bani, dar și timp, cel puțin o săptămână, două pentru a reporni un cazan și toate aceste chestiuni din punctul meu de vedere duc spre o finalitate pe care nu ne dorim. Faptul că nu se va putea realiza, acorda căldură în această iarnă. Încă o dată spun, din păcate se cheltuiesc bani, așa cum a spus și dumneavoastră, pe tot felul de nicuri, borduri, panseluțe. Iată acum că în această perioadă, în loc să ne concentrăm asupra termoficării, ne concentrăm asupra sindrofiilor de la toamna severineană, iar nici bere în proximitatea mormintelor, a cimitirului ortodox. Trebuie luate urgent măsuri. Toate fondurile care mai există la primărie, știu sigur că există bani cheltuiți la Consiliul Județean, există bani la fondul de rezervă guvernului, trebuie să se adune bani pe undeva, să fie alocați pentru a cumpăra cărbune, pentru a trece această iarnă. Și evident să se concentreze primăria pentru iarna următoare. Dar dacă administrația este așa cum este, uitați în ce stadiu am ajuns. Bunele pentru 3 luni de funcționare de iarnă, da? Decembrie, ianuarie, februarie, costă în jur de 3 milioane de euro. Sumele pe care le-a spus dumneavoastră sunt mult mai mari decât această sumă. Din punctul meu de vedere, de urgență, da? Nu mai trebuie să stăm, să așteptăm. Constituirea unui comitet de urgență format din factorii locali, factorii județeni și stat 24 de ore din 24 până se găsește cea mai bună soluție. La guvern, de dimineața până seara, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, dormit la ușa guvernului pentru a se rezolva această problemă. Este o problemă de securitate a severinenilor până la urmă. Este o problemă de urgență. Trebuie, din punctul meu de vedere, constituit acest comitet de urgență pentru a avea o strategie comună, demersuri comune, nu cel unul de la primărie zice într-un fel, altul de la județ zice altfel, prefectul nu știu ce face, că nu ne spune nimeni, nici măcar domnia sa nu ne spune. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie concertate toate demersurile pentru a se rezolva această problemă. Nu pot să cred că Severinul se va transforma, știu eu, într-o a doua Orșova. E greu să concep așa ceva. Marius Bălu face apel la toți responsabilii din primăria, unde încă Gherghe este primar, să lase cheltuiala banului public și să nu mai arunce milioane de euro pe spații verzi, miliarde de lei vechi pe sensuri giratorii și pe borduri, să renunțe la tot felul de chermeze de sute de mii de euro, măcar așa se poate face ceva municipalitatea, pentru Severin și pentru RAN și pentru angajații de aici. Oamenii au rate, a început școala, vine iarna, încep facultățile, cum bine spuneți. Deci sunt probleme extraordinare. Oamenii trăiesc din împrumuturi, oamenii de la RAN. Deci toată această lipsă de respect denotă, știu eu,
o lipsă de respect practic venită de la nivel național. Toată lumea spune că s-au dat cele 25 de milioane de euro, dar de lei, dar sunt în proceduri de achiziție apei grele de către ANRS. Ce procedură de achiziție trebuie să facă ANRS? Eu știu că ANRS, prin hotărâre de guvern, e obligat să ia apa de la combinatul de apă grea, apa grea. Deci, astea, argumente de ăștia sunt poate pentru necunoscători. Efectiv, nu știm ce se întâmplă și asta este cea mai mare problemă, această lipsă de transparență. Uitați-vă, de la Ponta până jos. Nu știm ce se întâmplă la nivel guvernamental, că nu își spune nimeni, dar dau tot felul de hotărâri de guvern cu anexe secrete, secretizate. Nu știm ce se întâmplă la Consiliul Județean. Sunt foarte mulți bani în conturile Consiliului Județean. Mai mult decât am avut eu în toți cei 4 ani de mandat. Nu se cheltuiesc de frica DNA-ului, probabil. Să se găsească o soluție, să fie directorat către cumpărarea de cărbune. Sunt bani sau pot fi economisiți bani în bugetul primăriei. Ne trebuia toamna Severineană acum. Vă garantez că se cheltuiesc câteva sute de mii de euro și cu toamna Severineană. Ne trebuia să băgăm 500 de mii de euro în parcul din fața Palatului Administrativ și să dârdim la iarnă. Deci, nu înțeleg acest mod de a face administrația primarului Gheorghe, care parcă a intrat într-o epocă neagră, parcă e noaptea minții. Acum câțiva ani avea altfel de administrație. Acum, nu știu, s-a blazat, s-a plafonat. Dacă nu mai place, nu mai place să plece. Să ne lase în pace, că ne-a făcut destul rău.